Bună! Numele meu este Janina, sunt responsabilă de comunicare la Magic. Drumul meu la Magic a început cu o donație. Eram într-o seară la munte cu prietenii mei și când ne-am întors din drumeție, am văzut la televizor spotul Împreună pentru Magic Home. Și primul meu gând, primul impuls a fost să scot telefonul și să trimit mesaj și să donez. Și am simțit că dintr-o dată am pus la bătaie 2 euro pentru ceva fantastic, nu știu ce aș fi putut să fac eu mai bine atunci cu acei 2 euro. Și apoi m-am gândit dacă ar trebui să vin voluntar. Și am stat pe gânduri, mi-a fost frică, pentru că ți-e frică să te apropii de copii bolnavi și ți-e cu atât mai frică să te apropii de copii bolnavi de cancer. Pentru că te gândești că este multă suferință, pentru că te gândești că poate o să-ți fie prea milă, pentru că te gândești cum o să te afecteze pe tine. Cumva mi-am făcut curaj până la urmă. M-am înscris și am venit voluntar. Și în loc să îmi fie milă sau să-mi fie frică, sau în loc să văd copii pierduți sau doborâți de boală, am găsit cei mai senini, mai puternici și mai curajoși copii. Și am fost fericită o săptămână întreagă, nu credeam că există așa ceva, să fii fericit în preajma unor copii atât de bolnavi, de dimineața până seara. Și după aia am adoptat un Magic Box, pentru că tot îmi stătea gândul la copii, pentru că am aflat că cancerul când vine, nu vine doar cu boală sau cu griji, vine cu sărăcie, vine cu înstrăinare între părinți, vine cu multe altele. Și o perioadă am ținut legătura cu familia pe care am adoptat-o. Și am aflat cât de greu le este, ce înseamnă boala pe termen lung, chiar după ce copilul ți se face bine. Și apoi când a fost ocazia, cumva am ajuns și m-am angajat la Magic. E cel mai greu când ai de-a face cu pierderea. Și asta nu este rar la noi și nu este o excepție, se întâmplă des. Și cumva cred că toți am învățat să-i facem față după puterile noastre. Pe de altă parte, ești expus nu doar la suferință, ești expus la fericire dintre aia cum nici nu credeai că există. Ești expus la familii care se reunesc, la copii care își duc lupta și o duc cu bine până la capăt, la minuni care se întâmplă din 2 euro, la oameni buni și la dăruire și la speranță. Și așa cred eu că mi-am găsit locul și chiar lângă copii bolnavi de cancer, unde credeam eu că o să-mi fie super frică și unde credeam eu că nu pot să-mi găsesc puterile. Dar nu e chiar așa. Dacă ar fi să le zic ceva oamenilor care trec prin asta, familiilor, ar fi doar să aibă speranță și să aibă încredere în șansa fiecărui copil și dacă au nevoie de ceva să știe că pot să se bazeze pe noi și că suntem aici pentru ei.